Salutare, dragilor, și bine vă regăsesc astăzi în fantastica lume a grătarelor Dragomir. Astăzi facem vlog din mașină și suntem împreună cu Marian. Salut, Mariane! Noroc, noroc! Și astăzi vom merge, unde merge, Marian? Călăraș, la o veche adresă care trebuie să ne, cum să zic, să ne onorăm prestanța noastră de Grătar Agi, sau cum se spune, acolo e și Emineu, nu-i grătar. E grătar, deci e o lucrare, o lucrare pe care, ca și combinație până acum, n-am mai făcut-o. O combinație de sobă cu plită țărănească, cu șemineu, care dă căldură, cu focar, și o masă cu chiuvetă. Noi suntem pe drum acum spre Călăraș și abia aștept să vă prezint povestea în continuare. Dragilor, am ajuns la Călăraș. Am intrat în casa beneficiarului. Și să intrăm, să vedem. Uite și pălăria, mai avem de pălăria de pus și niște lac de dat. Și vom merge acum la lucrare, să vedem ce face Marian, că s-a dus înainte. Mă duc, Cipriane, ca să fac puțină curățenie, să se vadă frumos. Haideți peste el. Da. Oh, bună ziua, domnul Steven. Bună ziua, cu respect, bine ați venit. Bine v-am regăsit. Agitație mare la voi aici. Da, ce faceți? Acum, v-ați tras apă în pod? Nu, punem izolație. Puneți izolație? Ce fel de izolație? Poliori, am zis bine? Spuneți-ne în engleză, că dumneavoastră sunteți american. Da. Uite, domnul e protagonistul. Salutare! Spumă poliuretanică. Spumă poliuretanică. Ai noroc! Eu sunt Ciprian Dragomir. Salut, de la Grătarul Dragomir. Tu? Octavian. De la? Facem izolații la Călăraș. De la Călăraș, da? Arveoglas ne numim. Cum vă găsește lumea? Arveoglas. Arveoglas. Uite și Marian e cu mătura aici. Da. Desprăfuiești sau prăfuiești, Marian? Și una și alta, că... 2 în 1, nu? 2 în 1. Domnul Steven aici se apucă de... Da, am avut iubită țigancă. Ați avut? Romă, când eram cu el, așa? Se aprinde focul imediat. Sunteți puțin piroman, mă scuzați că vă spun. Da? Dar vă place. Titulatura. Aici, dragilor, după cum vedeți, o să mai... Cât o să vină domnul Steven înălțat aici? Că văd că plita e destul de înaltă. Da, cred că vine 10-15 cm. Deci vreo două rânduri de cărămidă. Da, aproape două rânduri de cărămidă, o să fie cu beton, plus faianță. Deci sub grătar, sub grătar, eu sunt obișnuit cu grătar, da. Sub șemineu, o să avem un singur rând, nu? O da, să rămână? Un singur rând o să rămână. Așa, restul vine placă ridicată, da? Da, așa. Așa. Aici, beneficiarul, dumneavoastră sunteți cu supravegherea, nu? Da, sunteți... eu sunt supervisor aici. Ați venit din America să ne verificați, da. Nu? Da, așa. Dânsul cu MBI-ul, nu? Mariana, am înțeles că v-ați împrietenit aici. Da, suntem prieteni, am vorbit ale noastre pe aici, cu frații noștri moldoveni, cu toate alea, da. Da, Tudor a lucrat la lucrarea asta. Băiat tânăr și capabil, nu? Și capabil și meserios. Așa. Era răcoare atunci? Era frig, atunci era minus aproape câteva grade. Am pus aici o folie ca să poată să lucreze băieții. Folia s-a rupt de la vânt acum. La vânt, da. Dar noi ne-am făcut treaba și așa, nu? Era efect de seră aici. Vreau să zic, da, că cât era afară? Păi afară erau 0 grade și aici erau 5, 6, 7. Da. Bate soarele toată ziua, suntem pe... partea... Că noi venisem pregătit cu tunuri de astea de căldură, cu... Ne-am mai dat drumul câte puțin. Am mai dat drumul, da, nu? Da. Am mai dat drumul și la ușa aici și a venit căldura din casă. Dar noi ne-am făcut treaba. Când a fost făcut asta? Păi, până în... sărbători, băi? În februarie, da. Ideea e că noi am stat puțin din luna ianuarie. Restul am băgat... Pe bandă rulantă am construit și lucrarea asta e puțin atipică. Pe mine m-a surprins că doamna, sora dumneavoastră, da. M-a surprins că toată lumea care comandă grătare de la noi și construcții în general, orice ansamblu trebuie să conțină grătar.
Numai că în cazul ăsta, doamna a zis, domnule, eu nu am nevoie de grătar, eu am nevoie de o plită, o sursă de căldură să-mi faci un șemineu și să am și o sursă de apă să spăl acolo un fruct, o, ceva ce fac la plită. Nu? Da. Așa am așa. Am băgat și niște lemne acolo, văd că am văzut că le-ați pregătit. Acum o să dăm și puțin foc. Să le facem. O să facem o probă. Băieții sunt acolo, s-au urcat și bagă spumă din greu. Și cam așa arată lucrarea noastră. Uitați aici frumusețe de plită. Plită mare, robustă. Arată într-un mare fel. Ei, și șemineul ăsta este un șemineu de 16 kW. Un șemineu care încălzește prin radiația geamului odată și prin convecție la nivelul grilelor de sus. Are și admisie de aer din exterior, pentru că această terasă va veni închisă cu niște geamuri etanșe, da? Și la 16 kW zic eu că poți să stai dezbrăcat aici în terasa asta fără nicio problemă. Vă dați seama că nu este nici foarte mare câtă pierdere de căldură o să fie. O să compenseze acești 16 kW fără nicio problemă. Cam așa arată casa din exterior. Totul a fost racordat la un coș din inox și urmează să-i punem acolo și o pălărie. Am pregătit scara, dar întâi vom veni cu partea asta de lac, că n-am putut decât să-i dăm un ulei de in la vremea respectivă. Hai că-i dăm înainte. Ne-am apucat de dat cu lac. Da. Mariane, vezi să nu piși pe granit, da? Nu, mare nu. Grijă că avem și diluant, spălăm, da? Dacă pică ceva, da? Da. Dă-i bine grijă, așa ca să se pregneze cărămii, da? Așa. Domnul Steven a dat foc la șemineu. A zis că trebuie să facem proba, să se vadă frumos. Iar aici i-am trimis o poză beneficiarului să-și aleagă o siglă care să meargă cu acest complex. Voi ce părere aveți? Care dintre aceste sigle ați pune? O să vă arăt și ce siglă a ales beneficiarul. Deci avem varianta pe gri antracit, o variantă aurie, un auriu mai patinat, așa, mai spre gri, și varianta cupru. Ție, Mariane, care ți-ar plăcea? Eu aș merge pe un, să zic așa, un gri antracit. Gri antracit vrei? Mie mi-ar plăcea, sincer, cred că un cupru. Varianta asta? Da. Cred că ar da. Fi dat... Da, ar de fi la culoarea... Așa, și o punem în mijloc, acolo, ia. Acolo, da, ca să-l punem în valoare. Uite, beneficiarul, domnul Steven, s-a grăbit și a scos eticheta asta, trebuia să ne aștepte să o scoatem noi, dar asta e, acum o să o scoatem încet, cu o spatulă, cu ceva. Avem șpacul, un pic. Merge, nu? Da. Ca și idee, în momentul în care băgăm, domnul Steven, da, un secret. Când băgăm pe foc la șemineu, avem niște reguli. Da. Dar baza acestor reguli pleacă de la lemn. Lemnul trebuie să fie uscat, da? De esență tare, dacă de esență tare, să aibă un an, doi, da? De preferat să fie un lemn de pom fructifer, ca să dea o lumină plăcută, da? Ca să lumineze, în interiorul camerei. Și foarte important este ca lemnul să-și ia din temperatura camerei.
că în momentul în care e frig afară, sunt minus 10 grade, minus 5 grade și aduci lemnul, chiar dacă este uscat în casă, deodată condensează. Condensul respectiv se depune pe geam. Pe geam se depune bine, că noi acum am făcut cu ce lemn am făcut aici. Da. Cu stețea din șantier, de ce am găsit aici prin pe paleți, resturi de prin curte. Dar dacă veți folosi lemn de esență tare, da? Și uscat, nu o să aveți nicio problemă, el își face foarte bine treaba. Ziceți că ați băgat pe foc? Acum e bine cât mai e șantier, eu v-aș recomanda să mai faceți focus. Să mai faceți focul, de ce? Orice focar e vopsit, are o vopsea cu care este tratat și această vopsea se arde. Și primesc de la foarte mulți beneficiari telefon de disperare, domnule, iese fum în casă, e o problemă. Și noi avertizăm beneficiarii noștri dinainte că la primele focuri va ieși miros în casă. Adică nu e niciun pericol, deschizi geamul și îl lași. Ideal ar fi ca noi să venim cu focarul cu testul gata făcut. Adică cu rodajul gata făcut. Dar imaginați-vă să, cum ar fi, cum ați reacționat dumneavoastră să vin eu cu un focar afumat, da? Și prind de cernușă. Ce ați spune? V-am adus un SH, nu? N-am fi mulțumit. Da. Așa, mirosul e în casă. E în casă, da. Da. Am mai făcut la alți beneficiari, deci l-am adus nou, l-am desigilat, l-am băgat, l-am pus în curte și i-am dat jar, toată ziua au băgat. Da. Ca să nu miroasă în casă. O să-i atașăm imediat și sigla. Nu-i foarte mult de muncă. Aici cota asta, deci cota asta va veni la culoarea pereților. Pe pereți ce o să dați, domnul Stivan? O să dăm o vopsea lavabilă care o să fie și afară aceeași culoare. Ceva pe bej. Deci ce dați pe fațadă să meargă cu tâmplăria asta, nu? Să meargă cu tâmplăria, da. Așa, e ceva pe clasic, arată bine. Ornamente vor pune beneficiarii noștri, ceva, încadramente de polistiren, polidur. S-a gândit? Nu. Nu, lasă ferestrele simple așa, da? Așa. Nu le mai încadrează, nu? Am înțeles. Le spunea înainte, da. Uite ce, până aici vine căldura. Da, face căldură, da, dacă deschide geamul și nu știa, face 16 kW, ce înseamnă? Cu 16 kW poți încălzi o sufragerie și se duce în toată casa căldura. Da, apoi aici o bucățică. Există, vreau să vă întreb dacă există arzătoare cu centrală în el. Dacă există focare, da, există termoșeminee. Așa. Termoșeminee, șeminee care au un bazin sau niște serpentine care au o legătură directă cu instalația de încălzire a casei. Da? Și în momentul în care bagi pe foc, se oprește centrala, da? Există niște senzori. Ele înainte, da, așa. Se opresc de acolo din senzori, trimite la centrală, centrala își dă seama că are temperatura suficientă și funcționează doar din focul de la el, de la șemineu. Dar în cazul de față avem un focar simplu. Nu este termoșemineu. I-am făcut și un spațiu de depozitare sub șemineu acolo, să-i băgați niște lemne. O să întrebăm dacă beneficiarul, o să îi dăm un telefon doamnei și să vedem dacă dorește ca aceste arcade să le conturăm, să le dăm, să le scoatem în relief, să le machiem cum ar fi. Așa mi se pare că o blondă trezită dimineață, nu? Da. Dacă îi mai dăm și un ruj și un machiaj, arată puțin mai bine. Mai bine, da? Mai bine. Dar tot căldura aia o face, nu? Asta și aveți dreptate. Da. Hai că-i continuăm. Mai avem puțin și îl terminăm. Ce zici? Vin în echipa mea, gata, am venit mărea. Lăsa aici, vopsesc bolta. Să o scoatem în relief. Ia să mă mai descurc. Ce zici, mă iei în echipa ta? Da, cum? Dacă cu mână de maestru, gata, nu de inginer.
până acum. Facem de tot. După aia avansăm la inginer. Îi dăm frumos așa. Nu ne facem de râs. Mai sunt meșteri de ăștia care spun că Dragomir nu știe să țină un șpaclu în mână, nu? Da. Da, n-am pretenția să mă lau că știu să-l țin bine. Cu ce părere ai, Marian? Ia zi acum. Părerea ta sinceră vis-a-vis de chestia asta. Că mai spun unii. Nu știi să ții un șpaclu în mână? Da. Dar nu trebuie neapărat să ții șpacul, dacă este să vii cu ideile, cu, să zic, să ai imaginația care trebuie să o ai, atunci vin, șpacul vine de la sine. Vine de la sine, nu? Da. Vin șpaclurile singure, nu? Da. Ei, bă, hai, continuăm. Și următoarea, aștept pe Marian să-și termine colțul, să mă bag și eu în colțul lui acolo. Bineînțeles, Maria mi-a luat pensula din mână, n-a vrut să mă lase, că zice că-i fur meseria. Da. A, Mariane? Da. Îi place să iasă totul perfect. Marian, la câte grătare a văzut? Peste tot verifică că totul să iasă perfect. Marian, cam câte grătare e? La câte grătare ai asistat? Păi la majoritatea, că doar eu i-am mutat pe toți și i-am dus la grătare. Da? Hai că mai avem sigla și o... Uite sigla. O punem acum. Băieții mai au de treabă. Vrei scara? Vezi că e două, una mai mică, una mai mare. Vezi care merge. Mai avem puțin și terminăm. Te cârpădășterzi? Gata, Mariane, din Merigaura. Hai, jos cu tine, la grătar. Uite, s-a strâns și lume aici, spectatori acum. Rămâne să punem sigla la grătar, la complexul ăsta. Deja am pregătit acolo, amorsat, ca să punem sigla. Îți tremură genunchiul? Păi la fost asta ce mai e? La cât ai, Maria, de plânge atât? Ești tânăr. Tânăr, da, îmi doare zi. Hai odată cu sigla asta, să o punem. Dragilor, Negru Antracit a ales beneficiarul. Negru Antracit o să lipim. Și acum, cum făcea Ceaușescu pe vremuri, cum făcea domnul Ceaușescu? Canciocul și mistria. Prima o punea șef. Primul cancioc îl punea el. Îl punea Ceaușescu. Eu eram în cadru. Da, da. Primul. Eu îl pun pe ultimul. Da. Hai, Marea, aproape. Da. Aș vrea să întreb și eu acum pentru... Uită-te acolo când mă filmezi. Să fiu în cadru, aș vrea să pun și eu o întrebare șefului. Ce faceți dumneavoastră acum? Am început să am emoții. Încerc să creez o finalizare. Că noi, grătarul Dragomir, dacă nu v-ați dat seama, suntem și cu finalizare. Ține drept telefonul, Mariane, în gură. Da. O ținem aici pe siglă, ca să vadă lumea. Dacă ai ține și volanul, cum ții telefonul în mână, ce s-a întâmplat până acum? Era dezastru, da? Era dezastru, da. Acum așa, centrăm, cu grijă, și Doamne ajută, sper să reziste. Că m-am făcut de râs la domnul Constantinescu când am făcut vlogul ăla. Sper că l-ați văzut pe canalul nostru. Unde am stat vreo 20 de minute așa și domnul Constantinescu, Sorin Constantinescu, râdea de mine și că ați terminat sigla, gata, hai lăsați-o că o să o punem. De data asta încerc să iau mâna și sper să țină. Hai că am noroc. Așa că, dragilor, proiectul nostru a reușit. Proiectul nostru are plită, șemineu, masă de lucru cu chiuvetă. Ăștia am fost noi astăzi, eu și Marian. Domnul Steven, un cuvânt așa la final. Ce părere ați avut de băieții noștri cu care ați colaborat? Avem o părere foarte bună. Vă mulțumim pentru ce ne-ați făcut. Și sperăm să mai facem unul, cât mai curând.
să aibă și grătar, și nu? Și grătar, da. Așa. E bine. Doamne ajută și să ne revedem cu bine, dragilor. Numai bine.